văle și șase și nu suntem decât trei. Începem? Hai să începem așa, ne distrăm doar noi trei. Ce ziceți? Luca, ești pregătit? Ok, hai să începem. Deci, așa cum uh, v-am specificat de când am început noi lecțiile, în weekend tot timpul ne uităm la partide și poziții de ale lui Ital ca să ne dezvoltăm cât mai mult uh, simțul atacului, ca să spun așa. Și începem cu această poziție. Deci prima dată vă arăt această poziție pentru că atingem și <coughs> atingem și puțin capitolul gafe. Gafele cauzate de criza de timp. Deci criza de timp este un mare adversar al unui jucător de șah. Pentru că în momentul când intri în criză de timp, poți să faci mutări care te duc la pierdere imediată. Și această poziție este exemplificativă. Este luată din a 17-a partidă din meciul pentru titlul mondial, uitați aici, Mihail Tal contra lui Mihail Bodvinic. E jucată în aprilie 1960, s-a jucat meciul acesta și normal meciul se juca cu 24 de partide și după 24 de partide care făcea 12 puncte jumate câștiga titlu și în, după 70, după 16 partide scorul era 4 victorii tal, deci conducea tal 2 Mihai Bodvinic și restul erau remize deci da, 10 remize. Și aici, tal, ca întotdeauna. Vedeți, acest meci a fost. Uh, facem și bună ziua, și juniorul. m auzi da? Deci, a fost caracterizat, pot să spun, mă bucur. Pot să spun că a fost unul din uh, meciurile cele mai ciudate pentru titlul mondial, pentru că, în primul rând, niciun meci pentru titlul mondial, în niciun meci pentru titlul mondial diferența între cei doi competitori nu a fost așa de mare. Deci uh, Bodvinic avea aproape 50 de ani, se apropia rapid de 50 de ani, 48 parcă avea, așa, iar Tal avea doar 23 de ani. Și Bodvinic era ca un tank din ăla, adică jucase cu toți mari maestrii Floarea marilor maestri dintre cele două războaie, cum ar fi fost Alehin, Blanca, iar Tal, pe când juca Bodvini cu ei, bună Cristi, bună Andrei, m-auziți amândoi, da? Deci Tal, pe când juca cu... Tal se năștea. Pe când Botvinic juca cu Alehin și cu Capablanca. Deci era o mare diferență de vârstă. Deci Botvinic era un jucător foarte solid, uns cu toate alifile, iar tal era tânărul care venea din spate plin de combinații, plin de idei. Nu e nimic să fi. Nu e nimic. Mă bucur că ai putut intra până la sfârșit, da? Ai că oricum azi, E ziua noastră de delectare. Din viața lui Tal avem azi. Episodul 3. Deci revenim la poziție. <căcă> și în aceasta, 17-a partidă, ok, mă bucur să fi. Tal, ca întotdeauna, a, a deschis și a sacrificat a, Doi pioni. După cum observați aici, negru are doi pioni în final. Amândoi au intrat în criză de timp, deci după cum observați, Tala are aici dita mai baterie pe... Oh, scuze. Deci are dita mai baterie pe această... Ce doamne iartă mai ai mâncat pureci Mi se închisă, scuzați-mă vă rog. Da. Revenim. dar are doi pionii în minus și ultima lui mutare a fost damă B3. Deci damă B3 a fost mutarea 39. Și amândoi mai aveau sub un minut la dispoziție să facă, deci Botvinic să facă două mutări, mutarea 39 și 40, iar tal să facă o mutare, mutarea 40. Deci amândoi în criză de timp și aici Botvinic este complet câștigat. Deci calculatorul, dacă pui acum calculatorul, spune că e câștigat, are plus 1 și ceva, dar trebuie să găsească singura mutare bună. Restul intră în colaps, negru, dacă faci o gafă aici. Și normal că o face, pentru că, deci încă o dată, criza de timp este un factor foarte, foarte important și noi trebuie tot timpul să ținem cont de ea. De săracul Bodvini, că aici, în criză de timp, joacă damă de cinci. Andrei, tu nu auzi? Păi cum Andrei că toți ceilalți aud? sonorul e la maxim. Toți ceilalți mă auziți? <coughs> <coughs> păi <-i> mai încet! <coughs> Eu ce să zic, Andrei? De la tine nu e de la mine, că uite, toți ceilalți copii -aud. mă aud. Scuzați-mă, restul ceilalți, să-i scriu la băiatul ăsta. Andrei, încă o dată, acum auzi? Da. Îmi pare rău, Andrei, asta este. Deci, încă o dată. Negru a jucat aici damă de 5, sperând ca după damă de 5. Turn, cal de 5 să rezolvă problema. Foarte bine. Foarte bine. Deci nu a văzut bomba care a venit. Tal joacă turna 6, șah. Bravo, seniorul. Deci în acest moment, partida este pierdută. Deci nu poți să bați așa că ești mat. Da? mate. Iar dacă bați cu regele, primești mat într-o singură mutare. Mate. Da? Și atunci săracul uh, Bodvinic a jucat uh, rege aici, dar după dama a patru a cedat. Pentru că e complet pierdut. Da? Bun. Uh, apropo, ca să. În timp ce noi vorbim, este live un concurs online. Deci, cel mai tare concurs online și a ajuns în faza semifinalelor. Și ieri a jucat în prima semifinală Nakamura cu Caruana și a câștigat Nakamura și așteaptă învingătorul din a doua semifinală care se joacă chiar acum, se joacă în direct. Mă bucur, Andrei. Și în a doua semifinală joacă Carson cu Ding Liren. Seniorul se uită și el la prima partidă și mă bucur. E bine să vă uitați și voi pe urmă, chiar dacă nu o să mai vedeți în direct. Dar bine, 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 înțeleg. Dar uitați cum, uitați cum început partida a doua, deci prima se termină remiză, asta referitor la lecția de ieri, vă aduceți aminte? Deci uitați cum început cea de-a doua partidă, E4, E5, calfe 3 calce 6 nebunce C4, cal 6 D3, vă aduceți aminte ce v-am zis eu? Că mari maestri asta joacă acum, nu cal Nebun C5, Rocadă, Rocadă, C3, D6, H3. Vă aduceți aminte? Turn. Uh, ce v-am spus eu? Deci, mari maestri acolo joacă D3. Asta vreau să vă. Notez. Nu joacă Cal G5, dar ei sunt mari maestri, da? Bun, și acum pentru ziua de azi, pentru, pentru ziua de astăzi, pentru lecția de astăzi, pentru distracția de azi, ca să spun așa, v-am pregătit patru partide de al lui Tal. În care sper să vă facă plăcere, deci dăm la domnișorul Tal. Bun, toată lumea e pe poziții, da? Ne uităm la prima partidă a lui Tal. Deci tal este cu albul și la negru este Peter Verinsky. Un maestru rus. De ce 4, C5? Cine îmi spune ce deschidere este asta? Corect, Seniorul Sion, mare, păcat că te-ai lăsat de șah. poate îl convingi pe tatăl tău să continui. Siciliana, deci. Cal pe 3, de 6. Nu te-ai lăsat? Bine. De 4. Oh, corect, foarte bine, mă bucur. Ce de 4, cal de 4, cal pe 6, cal 3. G6. Cristi Mândreci, ești dator cu un răspuns la mine. Ce variantă e asta din siciliană? Dragon nu este accelerat. Este dragonul normal. Că a jucat D6. Deci, dragonul normal, joci de 6, scoți toate piesele și mai târziu un pici de 5. Dragonul accelerat este când joci d 5 dintr-o singură mutare. Da? Bun. Nebune 3, nebun G7, F3. Acest F3 este jucat ca eventual, deci aici dacă încerci să scoți direct nebunul, are mutarea asta căitoare negru, da? Și mi-atacă pe puful de aici. De aceea, aici se impune F3. Teorie până aici. Calce 6, damă de 2, nebun de 7, și aici tal joacă direct rocadă mare. Dama A5, rege B1, este rege B1 o mutare bună? Da, corect. Deci tot timpul când faci rocada mare, rege B1 rar este o mutare slabă. Deci rege B1 este aproape tot timpul o mutare bună. Când duc regele, în siguranță totală cât mai departe de centrul tablei care este aici. Da? Bun. Turn C8. G4. Deci tal lansează atacul dând seama și gândindu-se că negru va face rocada mică, da? Că doar nu să stea cu regele, cu regele în centru. Și zice așa, după ce face rocada mică, trebuie eu să pornesc avalanșa de pioni. Puf, puf, și eventual, după ce face rocada mică, să-i să schimb și acest nebun care este, dar nu în aceste condiții, trebuie să bat în aici, că s-ar putea să pierd o piesă. Dar oricum, deci, uh, mă gândesc că negru va face rocada mică, da? Și mă arunc cu avalanșa de piompel, pe pentru că rocadele sunt pe flancuri diferite. În același timp, planul negru este A6, B5, fiecare încearcă să atace mai repede rocada adversă, da? Ăsta este planul mare și pentru negru și pentru alb. Și aici, Negru face H6. Mută H6, oprind chipurile G5. Întrebare pentru voi. Ca să nu. H6, Sofie. Deci, încă o dată, e frică de acest G5, de înaintare. Mă bucur că pui întrebare. Și foarte bine. Să punem întrebări tot timpul când, când avem o neclaritate, punem întrebări. Că numai așa putem conlucra, ca să spun, să avem un uh, dialog deschis. Eu cu voi și să vă împărtășesc din ce cunosc eu. Deci H6. Dar De întrebare pentru voi acum. Mai poate negru să facă rocada mică? Nu! Că dintr-o dată am două bătăi pe puful, deci H6 este o mutare slăbuță. Deci o inexactitate, da? O primă inexactitate. Deci joci dragon normal și faci o primă inexactitate cu tal. Ce scrie pe fruntea ta? Pierzător. Da? Bun, mă bucur că ați văzut toți că nu. H4, deja tal s aruncă. Cale 5, nebune 2, ultima piesă mi-am făcut legătura mi-am făcut legătura între turnuri și mai apăr eventual o dată, încă o dată acest pion, da? A6 se pregătește pentru B5, zicând stau cu regele în centru. Deci negru, se vede clar planul negrului aici, de fapt vrea să stea cu regele în centru. Se gândește așa. Centru este momentan închis, adică am pioni în față. Negru poate să zică, regele meu, păturica regelui meu poate să fie și asta. Și să stau cu regele în centru. Să vedem cum îl pedepsește tal. G5, scurt. HG5, HG5, și aici negru are două continuări. Și ce vede el? Vede că după cal H5, da? Ar urma cal B3, damă de 8, cal D5, nebune 6, F4, uitați-vă la poziția negrului. Cal C4, nebun C4, turn C4, nebun D4. Și pică sub atac negru. Și atunci negru zice: "Lasă că nu mai joc asta" și joacă întâi bate turnul. Revenim înapoi. Și aici el bate turnul. chiar juca cu albu aici. De deci e logică gândirea al negrulei, și tur H1, da? Și cal H5 și ți-am închis coloana. Logic, nu? Și eventual amenis cal G3, că tu încă n-ai șah aici. Ce joacă tal aici? Hai să vă pun întrebarea invers. Ce ați juca voi dacă ați fi cu albul aici? Deci gândiți-vă, puneți-vă în pielea unui jucător cu albul. Deci sunteți cu albul și sunteți. Probabil bate calul. Mă bucur că spui probabil bate calul. Deci seniorul într-adevăr asta a făcut. Dar acest bă bătut al calului trebuie trebuie neapărat să vezi continuarea. Cristi zice sigur că i am feșase pentru că am mai văzut poziția. Cred că am, mai, am făcut cu el partida asta. Într-adevăr, la bătut calul. Și la șah. Care-i problema? Păi calul ăsta e legat că nu pot că schimb dama? Și când bag cu nebunul, de deci, uitați ce, uitați-vă, ce-a gândit ala aici, că nu se, nu se vede. Deci, damă de unu, nebun pe șase, ce-ai făcut? Cine stă mai bine aici? Bravo, Sofi Sofie, mă uimești. Deci corect. Albul bate cu cal. Asta este toată poanta, ca să spun așa, calculului. Deci negru nu s-a gândit că bate cu calul acolo. Ai dam în priză? Ai nebun în priză. Ia uitați să geat Normal că, deci dacă, dacă mă retrag cu dama, ați bani nebunul. Normal că negru bate, corect, nu? Cum continuă albul aici? Corect, bat în G7. Uitați-vă la acest monstru de pion care, apropo, el a venit de aici și s-a dus așa, s-a dus așa, s-a dus așa, s-a dus așa și acum vrea să scoată damă cu mat. Observați? Practic partida a mai continuat așa. E6, damă, șah, Apropo, aici sper că toată lumea observă. Dacă mă retrag cu dama, pot să scoși și turn cu mac. Mate. Da? La oha, așa. Deci trebuie neapărat să-ți faci, să faci fereastră pentru rege. Deci încă o dată e 6, Damă. Rege e șapte. Bate. Bate cu șah. Bate. Bate. B3. Și aici negru s-a uitat pe tablă după toată nebunia aia care a fost și ce a văzut. Care ce are minus? Săracul de el. Ăsta e minus, nu? E în plus pentru alb. Și normal că în fața lui Tal e absurd să mai joci astfel de poziție. A cedat. V-a plăcut? Deci acea mică combinație, că practic aici, dacă analizăm partida de la început la sfârșit, vom vedea că negru face două mici inexactități. Dar una este de ordin moral, ca să spun așa. Da. Deci una este, ca să spun, e greu să joci cu tal dragonul normal da? Deci eu l-am învățat și pe Cristi, dacă tot joci dragonul, încearcă să joci dragonul accelerat. Pentru că în dragonul accelerat, deci în dragon, și în dragonul normal, și în dragonul accelerat, mutarea eliberatoare este pionul ăsta să ajungă aici. În această partidă, săracul pion n-a ajuns acolo. Da? Bun. Următoarea partidă. din nou tal cu albu. Am să vă arăt două cu albul, două cu negru. Deci asta e a doua cu albu. A pierdut Magnus? Vă leu! A doua partidă a pierdut-o sau tot meciul? A doua partidă a pierdut-o. A făcut-o -o gafă, micitul. Bine, seniorul, mersi de informații. Deci, tal este cu alb. E4, E6. Andrei, cum se cheamă deschiderea asta? Te întreb pe tine, că tu ești jucătorul care joacă așa ceva. Zi, Andrei! Mersi, seniorul, dar Andrei ce face? Iar nu mă aude? Așa, Andrei. Bun, bun. D4, D5. Calce 3, nebun B4. E5, teorie curată până aici. C5. A3, nebun A5. Varianta principală aici este să bat calul, dar negru joacă nebuna 5. Și aici albul are două continuări. Una este B4. Ca la b 4 să joace cal B5. Uitați-vă la acest câmp în care se i dau șah, da? Și a doua este ce a jucat, ce a jucat tal în partidă. Da, mă, G4 care este cea mai, cea mai, ca să spun așa, agresivă. Pentru că la dama G4, vă aduceți aminte de sfatul ăla, nu scoateți dama la început, dar este un sfat. Aici tal încalcă acest sfat pentru că pur și simplu o amenință brutal să ți-a -ți îngheșat. Practic mutarea următoare a negrului este aproape forțată, cale 7 da, și aici tal face o mutare surpriză, normal se joacă, da, mă ia pe G7, nu intru în detalii, dacă vreți să-l întrebăm pe, pe Andrei, care știe foarte bine deschiderea asta, dar sper să știe și varianta asta, de DC5, care să știți că nu-i place, calculatorul lui nu-i place varianta asta, Păi ia uitați-vă, deci DC5 nebun C3 șah BC3, ia uitați-vă la pionii albului. Sunt ca dinții babei în gură, sau ca dinții mei, că nici și eu sunt aproape ca o babă cu dinți. Deci, ai trei pioni, sunt pioni tripli ăștia, da? Deci, ai trei insule de pion cu trei pioni tripli, deci e o aberație. Deci structura de pion Sofi, de aia. Ce v-am învățat eu? Pionii dubli sunt de obicei o slăbiciune. Trei pioni, deci pionii tripli chiar sunt o slăbiciune. Deci, în acest moment, dacă scoatem toate piesele, dacă am avea un aspirator, și am scoate toate piesele de pe tablă și ar rămâne rege și pioni contra rege și pioni, cine credeți că ar fi în avantaj albul sau negru? Deci, dacă am lăsat de fiecare, doar, de fiecare parte doar regii, normal că negru ar fi în avantaj. Ba este adevărat, fi de ce mă contrazici? Pop, pop! <laughs> Dar mai sunt piesele pe tablă. Ia uitați cum continuă partida asta. Dama a 5. Ia uitați-vă să roșie, șac și tură. Nebun de doi. Cal gheșas. Dezvoltare pentru că mi-a atacat acest pion. Mă dezvolt și lapăr, apăr, da? Cal de 7 Din nou. Îl mai atac o dată, da? Nebun de 3 Baza pe faptul că, deci, poți totuși să bați aici. Că zici că ai două bătei. Poți să bați, să câștigi un pion. De bă, tu poți să bați, dar poți să zici că o să câștigi un pion? Nu câștigi niciun pion. Ia să ne uităm un pic. Dacă bați, bat, bați, bat, opsa, trebuie să bați aici cu șah, că dacă nu avem atac dublu, da? Șah. Deci trebuie să bas cu șah. Mi-a îndreptat structura de pioni. Ai turn în priză, ai în, pri ai rege, pri ai rege centru tablă. Eu oricând pot să fac rocada. Deci această variantă nu este bună deloc pentru negru. De aceea negru nu bat. Logic, da? Toată lumea a înțeles? Vreau să aud un da mare. Da, da, nu să aud. Să văd, scuze. Acum vă spun și un mic secret. De ce vă pun eu tot timpul să scrieți da ăsta? Ca să fiu sigur că toți m-au auzit și că toți participați. Ei, 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 ei. Bravo, Sofie. Deci negru aici bate celălalt pion. Zice, bine, pe ăsta nu pot să-l bat, dar pe ăsta poți să-l bat, da? Rocadă mică. Deci albul a dat un pion. Mai are în continuare, dar oricum era unul din aia trei. De asemenea, mai are încă doi pion dubli, dar și-a făcut toate piesele sunt la luptă. Da? Pe când negru încă nu și-a făcut rocada. Cale 4. Devenim agresivi, da? Pentru că aici, de fapt, dacă ne uităm ce amenința albul. Albul, dacă ar fi la mutare aici, ar amenința asta. Ce 4 cu atac, așa, al damei. De aceea, negru joacă aici cale 4. Și să știți, calculatorul îi place mutarea asta. Zice, da, e bună. Tal, bate. Și negru joacă H5. Pe asta se baza negru ca să nu piardă un pion. Pentru că la prima vedere, uitați-vă, deci cale 4 la prima vedere pare stupidă totuși, adică slabă pentru că dă pionul înapoi. Deci eu cu albă am două, am, pe ăsta am două bătăi. Ăsta și dama. Deci, după asta, dar negru se baza pe această mutare, H5, care să scoată dama de pe această linie, A4. Și pe urmă să poată bate cu pionul. Deci dama G3, deci ia uitați-vă, damă G3, D4 și e ok pentru negru. Și aici vine bomba lui ta. Să nu. Să nu. Deci, noi doar ne bucurăm. Nu vă cer să calculăm mare lucru, pentru că, de fapt, multe mutări de aici sunt intuitive. Că și Tala a declarat de multe ori, multe mutări le fac fără să calculez variantele până la capăt. Deci urmează această mutare, da, mă ia pe gheșa. Care este, ca să spun așa, compensația pentru această damă, că practic dacă ne uităm, după, deci partida a continuat așa, FG6, nebun G6, deci compensația pentru un alb este următoarea. Deci rămâi cu regele în centru, pentru că acum nu poți face jucada din centru, din șah. Da? Rămâi cu regele în centru, am damă, dar are alb, albul are două figuri pe damă. Normal, o damă face trei figuri. Dar asta este marea compensație. Rămâi cu regele în centru și poziția imediat se deschide. Rege de 8, ce 4? Observați, doamna damă, da? Uitați cum continuă partida asta. Dama 4, bate, deschidem centru, da? Pentru că regele e în centru. Întotdeauna când regele advers rămâne în centru, noi trebuie neapărat să deschidem centru. Bate, nebun aici ca să-l ia pe pufu, nebun e patru, negru încearcă cu disperare să scoată piesele la luptă, nebun e de cinci. Deci centru este deschis. Ca fapt divers. Cine îmi spune ce înseamnă centru deschis? Știe cineva? Centru deschis? Da. Juniorul. Deci centru deschis este acel centru în care nu există pion nici de-ai mei, nici de-ai adversarului. Aici există într-adevăr un singur pion de-al meu la 5 dar în rest pe coloana D nu este niciun pion nici de al meu, nici de al adversarului, pe coloan, pentru că nu există pioni, de exemplu această coloană D poate fi folosită foarte bine de către cel care atacă cu turnurile. Și uitați ce înseamnă, deci când centrul este deschis, ca să spun așa, accentul cade pe activitatea pieselor. Piesele se simt foarte bine în lipsa pionilor pentru că se pot muta în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, fără să fie încurcate de proprii pioni sau de pioni adversi. De aceea, un centru deschis, într-un centru deschis, regele se simte bine? Nu! El vrea să aibă păturica în față, să poată sfărăi în liniște. Ăsta sfără? În niciun caz nu. Ăsta sfără? Cu spume. Să aude hă. Bun. Să vedem cum continuă tal. Regice 7. Uitați. Încerca, observați cum el săracul încearcă. Pe unde încearcă? După ce eventual scoate turnul. Să se ducă și el săracul la colț acolo. Pe aici și eventual aici. Să vedem dacă îl lasă tal. Nu? Turn B1. Puf puf. Săgeată. B6. Uitați-vă câtă disperare are negru, zice: Hai, dăm, te rog, nebunul ăla monstru pe turnul tău. Ia, 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 ia. Se ia acel turn? Nu. Deci sunt, sunt poziții și poziții. Noi trebuie să învățăm să facem diferența între valoarea cantitativă și valoarea calitativă a pieselor. Sunt anumite poziții în care, cum este aceasta de față, în care un nebun este mai tare decât un turn. Și de ce să-l dau eu, monstru meu de nebun, pe turnul ăla care doarme, da? Dar continuă. Turn B4, totul cu tempo, îi plac tempourile. Și dacă juca dama A3, ar fi urmat șahul ăsta foarte, foarte nașp. Ia uitați-vă ce e aici. Clar pentru toată lumea. Deci nu poți să bați acel pion. Și atunci cel săracul se întoarce repede cu dama, să facă față atacului. Șah. Observați cu această simplă manevră de turn b 4 atac cu tempo turn c 4. Dar reușește să întrerupă legătura între turnuri. Deci, practic, se poate spune că nici la ora actuală negru nu a terminat deschiderea. Când se termină deschiderea? Deși sunt atâtea piese lipsă de pe tablă. Se termină când se face legătura între turnuri. Negru a făcut-o doar pentru un moment și a trebuit săracul să racul se întoarcă înapoi. Turn de 4 am, Acum amenis nebuna 8, da? Pentru că acest uh, turn este apărat de cal. Cine joacă negru aici? Cine îmi propune o mutare? o mutare bună și logică pentru negru. De-aia vă întreb, ce, ce, joacă negru aici? Pione 6, Luca. Deci negru ce joacă, pe, asta e coloana e. Na, nu e niciun pion. Negru joacă, nu, nu albu. Turn B1, zice Sofie. Negru joacă, Sofie! Fim atenți, să fim atenți. Deci ultima mutare, Albu a mutat turnul de patru. Amenințând să bată, uitați-te, și să atace și Dama simultan. Ce joși cu negru aici? Păi de cine ai apărat turnul? Turnul e apărat de acest cal. Și în momentul când bat calul. Nu vi se pare o mutare logică? Păi momentul când îți bag calul, acest nebun devine chiar legat, pentru că turnul nu mai este apărat. Deci poți să bată așa? Nu, că ți-au da, ți turnul degeaba. Deci negru face o mutare bună de apărare aici. Tal este obligat să bat așa, nu? Dar și-a spart într-un fel păturica. Deci uitați că negru nu asistă cu mâinile în sân la distrugerea lui. Turn de 8, C4, ca să-l apăr pe ăsta, dar e 7. Uitați că dintr-o dată, deci, negru trage cu dinții de poziția asta. H4. Scopul acestei mutări, cine mi-l spune? De fapt, ce amenință? Ah, mâncate ar pureci de săgeată roșie, mă dăte de bileag. Deci amenință nebun G5. <laughs> ah, calculatorul ăsta ține cu voi. Da. Deci amenință nebun G5. Și acum a, negru zice, hai că acum îți bat. Îți bat acest puf pentru că tu l-ai pe ăsta legat. Da? O să bați aici? Nu, că au, îți iau, turnul degeaba. Nebun G5, dau un turn. Turn 8 turn de 1 ultima piesă care dormea. De deci să nu uitați niciodată, vă aduceți toate piesele la luptă. Turn de 1 damă pe 8 E6. Odată acest marș început, e greu să te mai ții. A5, disperat caută loc de rege și, sau eventual să scoată turnul ăsta. Ori să-l scoată așa, ori să joace rege aici. Nebune, 4. Și aici negru a jucat săracul turn a 7. Mai avea o variantă care consta în regea 7. Dar la, a, a văzut că regea 7 șah. 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 Regea 6. Mat. Mate. Rege B8. Șah. Asta e poziție? Ia uitați. Cum pare asta? Deci ești mat imparabil, da? Uitați-vă la nebunul De aceea el aici nu a jucat regea 7. Ci a jucat turna 7. Dar turna 7. Cum continuați cu albul aici, tată? Ce joacă tala aici, Ea să vedem? Simplu, nu? Turn de 8, exact. Rege C7, deci încă o dată nu poți să bați. Vede toată lumea, nu? Ar însemna să dai dama, să dai dama și să rămâi cu turn pe nebun, dar fără nicio șansă, pentru că ăsta face. Puf, puf logic toată lumea, nu? Deci rege C8, E7, rege D7, șah. Dau și eu o variantă, că sunt 100 de variante câștigate pentru alb aici. Deci aici la șahul acela de turn a venit rege C7. Dar asta e și mai rea. Șah cu celălalt. Mat cu celălalt. Hm. Cred că aici negru a zis: Hai să nu mă mai chinuie atâta, să termin partida asta, că n-am înțeles nimic din ea. Și, într-adevăr, a înțeles ceva negru din partida asta? Nu. I s-a dat dama pe două figuri, și, practic, aici a rămas cu regele în centru tablei, și profitând de activitatea extraordinară a pieselor sale ușoare și a celor două turnuri. Tal a făcut Vărzuca cu cârnați de Bruxelles. Varză de Buftea cu cârnați de Bruxelles. Mai avem timp de o partidă, mai avem. Aici veți vedea o partidă, deci prima partidă în care Tal joacă la negru. Aici veți vedea un jucător. Care încearcă să adopte poziția struțului. Ce face struțul când vede un pericol? Își bagă capul în nisip. Se face că nu există. Când adopți chestia asta, tactica asta foarte greșită, pățești ce a pățit aici. Ia să ne uităm. Deci. Al F3, o mutare bună. C5. Deci, aici, practic, tal îl invită pe, pe alb să joace e 4 să să intre în siciliană. Albul zice a B3, D5, C4, D4. O poziție foarte simpatică pentru negru, pentru că uh, deci el aici, negru, fără să... Într-adevăr a mutat acest pion de două ori, dar a pătruns în teritoriul inamic și obține spațiu. G3, deci practic planul, ca să spun așa, al albului este clar. Vrea să-și fie ancheteze ambii nebuni. Deci ăsta aici, eventual ăsta aici, să-ți facă cazemata pentru că în fața lui este Mihail Tal și nu e bine să te joci cu lupul cal C6 D3 cal F6 uitați cât mutări normale de dezvoltare la Tal care nu face absolut nimic deosebit sau special ca să obțină avantaj de spațiu rocadă B4 și ia să ne uităm un pic deci în acest moment Negru poate să fie super mulțumit de rezultatele deschiderii. Mai trebuie să scoată nebunul din C8. Rocada e făcută, centrul este al lui. Lucru foarte important. Iar albul are dificultăți în terminarea rocadei. Deci, dintr-o dată, acest nebun de la C1 e cam stupid, e ca un pion mare și gras, pentru că pionii ăștia adverși. Îi, ca să spun așa, îi limitează aproape complet acțiunea. Calul ăsta din D2, săracul, stă m -m -m, și atunci el se hotărește aici să facă un sacrificiu de pion pe care poți să-l bați cu calul? Prima întrebare la această partidă. Nu poți să-l bați cu calul. Calul este antrenat în apărarea acestui pion. Dar poți să-l bați foarte bine cu pionul. Și tal zice, mersi, mai dăm că mi-e foame. A3, îl batem și pe ăla? Deci ideea Ideea albului este să dea un pion, dar să-și deschidă acest turn de aici. Să-și deschidă coloana pentru turn. Nu. Corect. Deci ne-am luat ce al nostru gratis. merci. Dar ăsta nu e gratis. Ăsta e un simplu schimb care pe cine ajută? Pe el, nu pe mine. Dacă vrei, bate tu. Îi zice tal. A5. Cal E1, v-am spus eu că are albul greutăți în, în poziționarea bună a pieselor? Da. Nebun 4 ultima piesă este la luptă, cal C2 și acum damă de 7 cu ce scop? Să schimbe? Asta este o piesă bună a albului? Da. E bine să schimb piesa asta pe piesa asta? Pentru negru? Da. Deci vreau acum să joc nebun H3. Să schimb nebunul de cazemată, de diagonală mare și să las cu câmpuri slabe pe alb. Mai ales acest câmp devine foarte slab. Și pentru a evita acest lucru, alb joacă turne 1. Logic, nu? Acum la nebun H3 joc nebun H1. Nu sunt forțat să-mi schimb nebunul, da? Dar aici, dintr-o dată, vine o mutare care e 4. Care la prima vedere nu are niciun sens. și vreau să-mi spuneți de ce acest pion pe care eu cu albul am una, două, trei și tu cu negru n-ai decât una apărare, de ce nu poți să-l bag cu calul sau cu nebunul? De ce? În partidă la a bătut cu pionul, să fie clar. Da, aproape forțat. Pentru că, dacă, atenție, dacă nu-l băteai tu, îți băteam eu. Deci să zicem că faci o mutare stupid pipă, așa. Îți bat. Ăsta e pion legat, da? Observați, ar, scuze, deci ar însemna să mai îndai un pion. Deci, în partidă l-a bătut așa. Dar de ce nu poți să-l bați cu calul, de exemplu? Cine o răspunde? Că trebuie să vezi ideea din spate. De ce, uite, ăsta ar bate, eu aș bate. De ce nu poți așa? s am luat un pion. Mi-am luat pionul înapoi care ți-l sacrificați. Ia uitați-vă la acest cal e pierdut după B3. Și acum înțelegeți că acest cal din D2, cum este aici în poziție, îi asigură supraviețuirea prietenului de la C2. Deci dacă acest, acum nu poți să ieși B3, că ți-l ia calul din D2. Dar în momentul acest cal pleacă la haihui, B3 și calul ăsta săra cu bye bye. De aceea aici albul bate cu ăsta. Dar acum intervine puful ăsta cum este? Legat. Puf. Cale 3. Că n-ai altceva. Ai și cal în priză, da? Nebune 2. Uitați-vă <laughs> Uitați-vă cum intră piesele negre, intră în teritoriu advers, parcă vezi pur și simplu un ghepard cu mușcă dintr-o căprioară. Așa va fi partida asta. Damă pe A4, trebuie să puși cu dama de acolo, că nu-ți convine să dai turnul pe nebun șpion. Cal G4, vine ghepardul, puf, puf. Cal F1, Nebun F6, ia uitați-vă diagonala. Turna 2. Nebun C3. Uleu. Observați de ce e forțat turna 2 aici? Pentru că la turn B1 acest nebun C3 te-ar fi dus la pierdere. Îl observați? De aceea, săracul alb aici joacă turnar 2, pentru că la nebun ce trebuie să joace nebun de 2. Să zic că nu-ți dau nimic. Da, de 4. Uitați-vă la toate piesele negre. Cum... Câte piese negre sunt în țara albului aici? Deci, ca să ținem minte, vă, aduceți, vă aduc aminte, țara albului este asta. Așa, așa, așa așa, așa, da? Deci asta e țara albului. Câte piese negre vedeți în țara albului? Una, două, trei, patru, cinci, șase. Doi pioni și patru piese. Șase, exact. Bate cu disperare. Bate. 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 Ia uitați săgeata. Retragerea săracului pe toate fronturile, turna 1. Tot 6. Tot 6, da, tot 6. Bate, bate, bate. Lasă tăticu că vin cu tempo. Ia uitați-vă la săgeată. Damă B2. Șah. Pot să bat? Poate bate? Nu. Damă F1, corect, mat. Mate. Rege H1, forțat. Deci, uitați-vă și voi cât de, cât de distrusă este poziția albului care în acest moment are chiar o piesă în plus, dacă vă uitați. Are un cal în plus, dar nu poate face față uh, bombelor care vin aici. Că tal normal nu vrea să schimbe dama, da? Cale 3. De ce joacă forța la cale 3, pentru că aș fi avut acum două bătăi aici, da? Cale 3, apără a doua oară, damă F2. <gântu -i> Turnea pe 2 mac. Deci, o partidă din asta sper că Vă place și vă produce același, ca să spun așa, aceeași plăcere când te uiți la ea, pentru că vezi un jucător care e un adevărat prădător aici. Deci, negru aici, ca să spun așa, l-a făcut praf pe alb. A intrat peste el, l-a terminat pur și simplu. Uh, am făcut 3 din 4 este un lucru bun în fond, da, e normal 3 partide într-o oră de ale lui Tal e chiar un lucru foarte bun ca să spun așa pentru că dacă e să diseți o partidă adică să o analizezi cum trebuie o partidă a lui Tal o faci cam în două ore ca să înțelegi mutare de mutare dar noi suntem în weekend, suntem la, ca să spun așa, la puțină destindere. Deci și eu vă arăt aceste partide nu ca să le analizăm în detaliu, ci ca să vă arăt ce înseamnă să fii un prădător în adevăratul sens al cuvântului, da? Având în vedere că este ora 7 și vă pup dulce pe toți. Vă Sfătuiesc să intrați pe CS24 și să vă uitați în continuare după această lecție la semifinala care este acum în desfășurare din Liren cu Magnus Carson. Și eu de-abia aștept să intru acolo. Și ne vedem mâine la aceeași oră, da? La revedere, vă pupa!